Eșalonarea datoriei. Aceasta este soluția la care recurge Institutul Pomicul Mărăcinen din județul Argeș, căruia ANAF îi scoate la licitație 30 de apartamente. Soluția s-a ivit în urma unei analize a situației făcute de autoritățile din Argeș joi, la o zi după anunțul ANAF. Institutul are o datorie în valoare de 2.700.000 de lei către stat. Potrivit reprezentanților Institutului Pomicul Mărăcineni, de astăzi se lucrează la un program de eșalonare pe o perioadă lungă de 5 ani cu garantarea statului român a așa-numitului credit de angajament. În timpul discuțiilor de joi a fost abordat și aspectul legat de subfinanțarea întregului domeniu de cercetare agricolă. Din datele oficiale rezultă că institutele au restanțe de plată care însumează aproape 200.000 de euro, Institutul Pomicul de la Mărăcineni având unul dintre cele mai mici debite. Potrivit documentului postat pe site-ul ANAF, cele 30 de apartamente situate în două blocuri din comuna Mărăcineni sunt scoase la licitație cu prețuri de pornire cuprinse între circa 17.000 de lei și peste 40.000 de lei în funcție de suprafață. Licitația este stabilită pentru data de 8 februarie la ora 11 și va avea loc în Pitești. Conducerea Institutului Pomicul Mărăcineni a catalogat demersul ANAF drept un abuz, în condițiile în care în 21 decembrie 2016, Tribunalul Argeș a anulat deciziile privind sechestrul instituit de ANAF asupra acelor apartamente care fac parte din domeniul privat al statului.